Ce faci mai aici? Păi, ce să fac? Pregătesc. Pentru ce? Ei, pentru ce? Pentru sărbătoarea românească Dragomete. Ah, ok. Păi da, că toată lumea sărbătorește numai sărbători din astea păgânii. Nimeni nu mai sărbătorește, domnule, românește. Ce sărbători păgânii, mă? Cum ce sărbători păgânii? Valentine's Day, de exemplu. Păi și o problemă că lumea sărbătorește Valentine's Day? Da, bineînțeles. Păi și noi am sărbătorit. Da, dar nu a fost ideea mea. Ba da, chiar ideea ta a fost, că mi-ai și zis, vezi, dacă nici anul ăsta nu sărbătorim, mă supăr tare. Ți-a aduce aminte? Da, da, acum e altceva, e diferit. De ce? Pentru că aia o trecut deja și cadou deja l-am primit. Da, deci n-are legătură cu sărbătoarea, are legătură cu cadou pe care îl aștepți. Nu, important este să sărbătorim românește. Numai asta vreau de acum. De acum încolo vreau doar sărbători românești. Aha, am înțeles. Păi și ce sărbători românești sărbătorim noi de acum? Păi, Dragomete, bineînțeles. Mhm, da. O martie, adică ziua femeii. Da, ziua bărbatului, nu? Anul care a venit de la americani. Iauzi. Crăciunul. Ești sigură că Crăciunul e românească? Da, bineînțeles că e românească. Da? Dar ce, Iisus a născut în Megidia și nu știam eu? Istoric vorbind, s-a născut un om în Orientul Mijlociu acum mulți, mulți, mulți ani. Nu prea are legătură cu România. Bă, nu contează, o devenit între timp, ok? Orice sărbătoare devine între timp dacă o lași destul de mult să o adopt, nu? În fine, Crăciunul și Paștele rămân. Auzi, nu e cumva curios că toate sărbătorile astea pe care le vrei tu sunt fixe alea la care aștepți cadouri? Nu se obligă, e de datoria noastră să păstrăm datele românești. Datinile, vreau să zic. Datinile românești. Și sărbătoarea românească și tradiția. Da, sunt 100% sigur că străbunii noștri își făceau cadouri scumpi. Dar nu este vorba despre asta. Este vorba că trebuie să fie un reprezentant de seamă al țării românești și să o respecti cu demnitate, să o reprezinți. Alicia. Și să fii... Măi! Măi! Un... Hei! Da. Tu ai văzut ceva ce îți place și vrei să-l cumpăr, nu-i așa? Nu! Nu este vorba despre asta! Este vorba de a fi român într-o dacă... țară! Dacă te oprești acum, promit că ți-l cumpăr orice ar fi. Deja mă simt foarte jignită de accepțiunea ta! Anisia! Uite cum facem. Îți dau ție banii ca să-l cumperi, ca să fii sigur că dacă ți-l cumpăr eu nu greșesc. Ce zici? Serios? Adevărul că chiar am văzut un ruș foarte mișto și nu cred că e atât de scump pentru tine. Cât? 1000 de lei. Dar ce înseamnă 1000 de lei pentru tine? Cât? Așa de mult e un ruș? Dar nu este vorba despre ruș, este vorba despre că ești un reprezentant al Doamnei. Mulțumesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Iuhu! Da, și la banii ăștia sper să fii un ruș tricolor. O dată acum naționalismul în toți, cum vine o sărbătoare, cum toți suntem români. În restul anului, pff, nimic.